Polițiștii desfășoară activități pentru găsirea unei femei în vârstă de 75 de ani din municipiul Călăraș, care a plecat de la domiciliu. Dispariția Mariei Ionescu a fost sesizată de vecina acesteia pe data de 17 decembrie 2019. Femeia ar fi plecat voluntar de la domiciliu în dimineața aceleia zile și nu a mai revenit. Polițiștii au demarat verificările și investigațiile pentru găsirea persoanei dispărute, fiind pusă sub urmărire. Semnalmentele persoanei dispărute sunt: înălțime 1,65 m, greutate 50 de kg, culoarea pielii albă, culoare păr albă tunsă scurt, conturul feței oval, culoare ochi verzi. La data dispariției era îmbrăcată cu un sacou de culoare verde cu negru, colanți de culoare verde cu negru, era încălțată cu papuși de culoare roz, iar pe cap purta o căciulă de blană de culoare neagră. Cetățenii care pot oferi informații ce pot conduce la găsirea persoanei dispărute sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze gratuit la numărul de telefon 112.